iată te memorie și nu te miră de chipul meu străin și nici nu te spăimânta că arhanghel și nu om sunt. Șarpele oare când a măgit, iar eu îți vestesc acum că vei rămâne neatinsă. Și vei naște fiul. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preaînalt te va umbri, că la Dumnezeu nu-i nimic cu neputință. Bucură-te, Marie! Fă-mi cunoscute îngere puterea graiurilor tale, ceea ce mi-ai zis acum cum va fi și cum voi zămisli prunc curată fecioară fiind. Mai limpede spune-mi acum și cum voi fi și cum voi fi, Maica Ziditorului. Marie, bucură-te, că iată de acum vei fi împăratului scaun. Sărbătoarea Bunei Vestiri este sărbătoarea smereniei. Această sărbătoare, după cum bine știți, totdeauna cade în postul mare, vreme de pocăință și de smerenie. Însă, o mai negrăită smerenie ni se pune astăzi înainte și este vorba despre negrăita și adânca smerenie dumnezeiască. Iar din întâlnirea acestor două a răsărit bucurie la toată lumea, precum cântă prăznuirea de astăzi. Buna vestire înseamnă, iubiți credincioși și credincioase, refacerea legăturii dintre om și Dumnezeu, legătură care fusese ruptă prin păcatul strămoșesc. Vrednicia Fecioarei Maria decurge din faptul că ea s-a ridicat ca un trimis al poporului ales pe cea mai înaltă culme a faptelor bune. Și aceasta, datorită credinței sale atât de puternice și a iubirii celei nestrămutate către Dumnezeu. Iată că la această fecioară este trimis îngerul Domnului Gavril, care a salutat-o cu cuvintele: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Fecioara Maria nu se grăbește să intre în vorbă cu îngerul, așa cum odinioară s-a întâmplat cu îndrăzneala Evei de a intra de îndată în dialog cu șarpele. Dar nu este nici neîncrezătoare în mesajul acesta venit de la înger, așa cum a fost Zaharia, ci își destăine starea și hotărârea că este fecioară și voiește să rămână în curăție toată viața. Atunci însă,
Îngerul îi vestește mesajul încredințat de Dumnezeu. Voia și planurile sale de mântuire a neamului omenesc, spunându-i Gavril, arătându-i scopul cu cuvintele, Duhul Sfânt se va pogorî peste ea și puterea celui prea înalt o va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din ea, Fiul lui Dumnezeu, se va numi. Iată că, încredințată de această minune, de a fi fecioară și maică în același timp, Maria a primit acestea zicând, iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Deci, din clipa aceea, s-a zămizlit în ogorul cel ales sămânța femeii, menită să zdrobească capul șarpelui, așa cum citim în Cartea Facerii, în capitolul 3, versetul 15. Și înțelegem, iubiți credincioși și credincioase, diferența aceea dintre Eva cea veche și Eva cea nouă, care este Fecioara Maria. Prin înșelare, Eva a primit semnele suferinței și ale morții. Însă prin buna vestire, Fecioara Maria a primit binecuvântarea cerească. Prin păcatul săvârșit de către Eva, aceasta se desparte de Dumnezeu, iar prin mesajul îngerului, Fecioara Maria se unește direct cu Dumnezeu. Eva a primit pecetea morții, în timp ce Fecioara Maria a primit pecetea vieții. Și în același timp, gândindu-ne, Eva aduce blestemul, iar Fecioara Maria aduce binecuvântarea. Dreptul Noe a salvat lumea de potop prin corabie, însă Maica Domnului, iată că se face ea însăși corabie pentru salvarea neamului omenesc. Patriarhul Iacov are acea viziune în care vede scara care unește pământul cu cerul. Ceea ce reprezintă pentru omenire, pentru noi toți, pentru creștini, Maica Domnului. Ea este cea care ne urcă și creează această legătură între pământ și cer. Prorocul Moise, care a scos poporul ales din robia egipteană, are viziunea rugului aprins, care, fără să se mistuie, o simbolizează pe Maica Domnului, care a primit în sine focul dumnezeirii și a rămas nevătămată. De asemenea, Aron, primul arhiereu evreu, care purta toiagul său și care mai pe urmă a înfrunzit, reprezintă nașterea Domnului, adică venirea în lumea arhiereului ceresc. Ei bine, trebuie să înțelegem, dragii mei, că această sărbătoare a Bunei Vestiri este ziua care împlinește promisiunea venirii Mântuitorului. Este înfăptuirea așteptării popoarelor, este timpul sorocit al prorociilor și al simbolurilor pe care le regăsim în întreaga istorie a Vechiului Testament. Buna Vestire este praznicul care la 25 martie îl vestește pe cel al nașterii Domnului de la 25 decembrie. Astăzi Duhul Sfânt s-a pogorât peste Fecioara Maria și a făcut o cristelniță. A făcut o cristelniță în care a sălășluit Domnul Iisus Hristos și devine în felul acesta mireasă și maică a Fiului lui Dumnezeu. Buna Vestire este temelia și începutul mântuirii noastre. Buna Vestire este tot ceea ce am pierdut prin strămoașa Eva și am redobândit prin noua Evă care este Fecioara Maria. Iată deci motivul
pentru care Maica Domnului este supravenerată de Sfânta Biserică și de credincioșii ei. Maica Domnului a fost închinată lui Dumnezeu încă înainte de nașterea sa. Odată cu nașterea ei, ea a fost predată Domnului în slujba templului. Iar după aceea, iată că este pusă în fața acestei comunicări minunate la momentul bunei vestiri. Trebuie să încercăm, iubiți credincioși și credincioase, să pătrundem pe cât ne este nouă cu putință, în limita care ne caracterizează pe noi, să înțelegem această mare taină ce s-a întâmplat cu Fecioara Maria în acea zi, astăzi. Prin întruparea sa, Dumnezeiescul Mântuitor s-a făcut ceea ce nu a fost înainte, adică s-a făcut om. Rămânând în același chip, în chip desăvârșit, în același timp rămânând și Dumnezeu, înțelegând că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a fost un om adevărat și Dumnezeu adevărat. Asemenea și Fecioara Maria a devenit ceea ce nu a fost, adică maică, dar a rămas în chip desăvârșit ceea ce a fost, adică fecioară. Cinstirea Maicii Domnului, această supravenerare despre care v-am vorbit adineauri, este cinstirea pe care au început-o de fapt îngerii și nu noi, oamenii. Pentru că îngerul Gavril, arhanghelul Gavril, îi se adresează acesteia spunându-i: bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Rețineți și înțelesul acestui salut pe care l-a adresat arhanghelul Gavril, că reprezintă prima formă de închinare care a fost a îngerilor și nu a oamenilor. Cărei femei vreodată i-a adus îngerul Domnului o astfel de închinare, o astfel de laudă, o astfel de rugăciune. Iar Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, a rostit cu venerație, spunându-i: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Iată că însuși Duhul Sfânt a vorbit prin gura Elisabetei. Iubiți credincioși și credincioase, de atunci și până astăzi și până la sfârșitul veacurilor, biserica întreagă, neamul omenesc și soborul îngeresc îi proclamă fecioria și nașterea, închinându-i imne, rugăciuni, acatiste și paraclise, chemându-i numele preacurat în ajutor cu prea venerație și cu foarte multă recunoștință. Sfinții părinți propovăduiesc de 2 milenii acest mare și mângâietor adevăr. Așa cum l-au rostit și părinții care au participat la Sinodul Ecumenic de la Efes din anul 431. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Și aș vrea, iubiți credincioși și credincioase, să închei cuvântul meu prin panegiricul pe care Clement Alexandrinul, încă din anul 200, în jurul anului 200, înțelegând că anul acesta reprezintă cumva perioada de început a creștinismului, rostea acest panegiric. O minune plină de taină! O singură fecioară a ajuns mamă și îmi place să o numesc biserica, neîntinată ca fecioară și plină de iubire ca mamă. Amin. Trăiesc o mare bucurie astăzi la praznicul acesta împărătesc al bunei vestiri, al născătoarei Dumnezeu, pentru faptul că ne aflăm împreună în mănăstirea care poartă numele acestui mare hram, acestui mare praznic. Că vremea este
primăvaratică, extrem de frumoasă, că pădurea a învărzit și e plină de flori de primăvară, că aici la Sfânta Mănăstire, împodobită cu multe flori, printre florile acestea, sunteți dumneavoastră prezenți florile duhovnicești ale bisericii noastre. De când am venit de dimineață, mă uitam la chipurile dumneavoastră luminate de credință și de bucurie că am ajuns la acest mare praznic al Bunei Vestiri. Astăzi, însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu se face. Și Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face, au cântat protopsalții astăzi, atât de frumos. Și la acțiune, dar și în imnele Maicii Domnului. Stăteam și mă gândeam pe lângă predica frumoasă pe care Părintele Consilier Sorin Dumitrescu v-a adresat-o, el cel care sărbătorește astăzi, sărbătorește ziua venirii sale în lume, ziua sa de naștere, ce aș mai putea, la mulți ani, ce aș mai putea să adaug eu? Și este tare greu să mai adaug ceva, cu atât mai mult cu cât fiecare dintre domniile și frățiile voastre aveți o evlavie și o dragoste aparte față de Maica Domnului, indiferent de cât de multe experiențe și rezultate ați avut în rugăciunile dumneavoastră, în acatistele și paraclisele dumneavoastră către Maica Domnului, în pelerinajele pe care le-ați făcut către Sfintele Biserici și Mănăstiri, acolo unde sunt foarte multe icoane făcătoare de minune ale Maicii Domnului, indiferent de câtă teologie mariologică sau teologie despre Maica Domnului ați cunoaște, fiecare dintre dumneavoastră v-ați început pelerinajul acesta lung al credinței, încă din clipa în care ați venit pe lume, ca pruncuți, ca și copii, mamele dumneavoastră binecuvântate și bunicile dumneavoastră v-au arătat chipul drag al Maicii Domnului, care ținea în brațe un prunc. De acolo a început creșterea noastră duhovnicească. Pentru că candoarea care străbate, sigur, dincolo de teologia iconică, de reprezentarea Maicii Domnului, care are anumite veșminte, arătând că ea a fost îndumnezeită prin primirea focului ceresc, prin primirea Duhului Sfânt, prin zlămisirea de la Duhul Sfânt pe Fiul lui Dumnezeu, cum arată și Evanghelia praznicului. Totuși, din icoană, la vârsta prunciei noastre, străbate acea candoare, maternitatea, căldura cu care o mamă ține pe brațe un prunc. Reprezentările iconice ale Maicii Domnului sunt diverse. Și s-a dezvoltat o teologie a reprezentărilor Maicii Domnului ale Fecioarei Născătoare, Dumnezeu purtând pruncul pe o parte sau alta a brațelor sale. Sunt reprezentări ale Maicii Domnului din diferite timpuri și momente ale istoriei timpurii ale creștinismului primar, când Maica Domnului era numită doar Aia Maria sau Agia Maria, în frumoasele freșe din Cipru, din Patfos, pe care am avut privilegiul de a le vedea, dar și în icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, care sunt nenumărate în întreaga lume ortodoxie, în întreaga lume ortodoxă, în țările ortodoxe, răsăritene cu precădere, dar și în lumea catolică. Icoanele se numesc într-un fel sau altul.
icoana Maicii Domnului de la Nicula, icoana Maicii Domnului de la Bistrița, Sfintei Ana. Sunt multe, foarte multe icoane ale Maicii Domnului care sunt numite îndrumătoare sau călăuzitoarea cea care alată calea. Există o altă icoană a Maicii Domnului care se cheamă Triherusa sau icoana Maicii Domnului cu trei mâini. Mâna Sfântului Ioan Damaschinu care a fost tăiată și pe care Maica Domnului a lipit-o la loc. E acea mână reprezentată într-o icoană de la mănăstirea sârbească, voievodală, Hilandarul din Montele Athos. Sunt multe și nenumărate icoanele noastre. Icoanele ortodoxe, multe dintre ele făcătoare de minuni. Dar creșterea noastră duhovnicească a început din copilărie cu chipul acesta al unei femei, al unei mame care ținea pe brațe un prunc. Și ne-a spus mama și ne-a spus bunica că este Maica Domnului și au început încet, încet să ne învețe tainele acestea ale creștinismului. Împărtășindu-ne des, la vârsta de 7 anișori, spunându-ne să învățăm să ne spovedim, să spunem greșelile, și încet, încet, evlavia și credința noastră în mijlocirea Maicii Domnului au crescut până la măsura la care suntem astăzi fiecare dintre noi. Eram frate în obștea schitului Darvar din capitală și m-am gândit eu că pe lângă imnele și acatistele Maicii Domnului atât de frumoase, sunt în mineele și în cărțile de slujbă, în cântările rânduite acolo, prima, a doua, a treia cântare, erau niște stihuri și niște stihiri care se numeau și acumurile Maicii Domnului. Toate se închinau și acum al Născătoarei Dumnezeu. Și în câțiva ani de zile mi-am luat eu un canon ca să le scriu de mânuță, să le adun, și s-au adunat vreo 9 volume mari. Le-am arătat părintelui de liturgică, părintelui Necula Nicolae, vecinul meu de la grădina icoanei, și zicea: e extraordinar ce ai făcut tu, dar ce vrei să faci cu asta? Zic, păi uite frumusețea ortodoxiei, uite în imnele liturgice cât de frumos este cântată istoria mântuirii noastre, începutul mântuirii noastre și împlinirea credinței noastre în Dumnezeirea omului. Și erau atât de frumoase încât mă bucuram duhovnicește cu aceste imne ale Maicii Domnului. Acum când suntem mari, nu mai avem candoarea și inocența copiilor. Însă dragostea față de Maica Domnului a rămas ca în copilărie. Nu trebuie să cunoști foarte multă dogmatică, să înțelegi că tot ceea ce s-a întâmplat în istoria mântuirii noastre s-a întâmplat prin venirea în lume a unei fecioare din neam împărătesc, așa cum au arătat profeții, care în anumit timp și moment al istoriei a rostit îngerului acel fiat, acel fie mie după cuvântul tău, și atunci cel vechi de zile, cel nenăscut, a devenit fiul fecioarei. Cine spune că Maica Domnului nu este mijlocitoare, cine spune că Maica Domnului nu poate să fie cea care ne aduce mântuirea în lume, greșește în cărțile vechi de slujbă, pentru că am amintit de ele. Se spunea: Preasfântă Născătoare, Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. Sensul vechi al cuvântului, mântuire, mântuiește-ne, îl foloseau și vechii, spunând în sensul de salvează-ne pe noi. Și noi am prins în mănăstire pe călugării de la Crazna, în care rosteau Preasfântă Născătoare, Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. În sensul că Maica Domnului mijlocește mântuirea. Că Maica Domnului este Născătoarea lui Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Stăteam și mă gândeam uneori în momentele mele de singurătate la schitul unde trăiesc, pe malul Argeșului, în proximitatea părintelui Exarh Mihail Moscariu și a mănăstirii Comana,
Mă gândeam de multe ori ce țară și ce popor binecuvântat suntem noi. Că avem un așa cler evlavios, născut din familii binecuvântate creștine, că avem atâtea școli de teologie, seminarii, licee seminariale, că avem facultăți cu diferite profiluri de teologie, chiar și pentru fete, teologie litere, teologie pastorală, asistență socială, artă sacră. Și mă gândeam că patrimoniul acesta extraordinar pe care Biserica Ortodoxă l-are este unul pe care ar trebui să îl cunoaștem fiecare dintre noi și să ne bucurăm de el și să aprofundăm aceste comori ale Ortodoxiei, în speță ale Ortodoxiei românești. Pentru că, vedeți, domniile și frățiile voastre, trăim într-o lume extrem de complicată astăzi. Bine, dumneavoastră, seniorii, ați prins vremuri poate și mai complicate sau altfel de vremuri decât cele de astăzi. Dar în vremurile acestea pe care le trăim cu toții, unde foarte multe lucruri s-au tehnologizat și tehnologia aceasta de ultimă oră acaparează nu doar mințile, ci și existențele multora dintre cei care vor să trăiască nu într-o lume pragmatică, o lume reală, ci vor să trăiască într-o lume virtuală, îi acaparează și îi stoarce de sevă și de energie. Sunt, pe de altă parte, și diferite ideologii care ne zăpăcesc pe mulți dintre noi, pe mulți dintre semenii noștri îi zăpăcesc, îi derutează. Există un anumit curent numit transumanism care schimbă tot ceea ce știm noi despre concepțiile noastre filozofice, existențiale, existențialiste despre om ca și creația lui Dumnezeu, despre om care are un anumit destin în lume ca să se îndumnezeiască și să se mântuiască. Și dacă nu ești ancorat în realitățile acestea ale unei vieți dinamice într-o biserică mărturisitoare, într-o biserică apostolică, cu un așa tezaur frumos. Am cunoscut la Mănăstirea Comana pe profesorul Mihail Diaconescu, cel care i-a și prefațat teza de doctorat a părintelui Mihail Muscariu. Omul acesta a scris prelegeri întregi despre estetica, despre frumosul ortodoxiei, despre domnitori și voievozi, despre icoane. Noi trebuie să contrapunem acestor ideologii și curentul acestuia a transumanismului, care îl vede pe omul modern, omul contemporan, îl vede ca fiind un homo deus, un om care prin tehnologizare și tehnologie și gadgeturi și nebuniile acestea promovate de noile ideologii, îl vede ca pe un om care poate să stăpânească mintea și chiar sufletul semenilor. Ori cărțile promovate și ideologia acestea promovate sunt bestselleruri, sunt cărți foarte citite și promovate în anumite segmente ale societăților moderne și postmoderne. Când eram și noi tineri și studenți pe băncile facultății, aveam acolo la cursurile de artă creștină un academician pe nume Virgil Cândea, fi iertat. Fusese frate de mănăstire la Cernica, cunoscuse pe părinții nevoitori de acolo și începea cu niște paradigme în aulele facultății de teologie, unde se adunau sute de studenți, băieți și fete, să-l asculte. Pentru că profesorul era fascinant. Avea o aliură cu adevărat de academician, ținea mâna într-un fel explicându-ne și explicitându-ne anumite chestiuni teologice, dogmatice, foarte fine.
Și ne impresiona pe toți. Și ne-a spus la un moment dat, zice, voi de ce vreți să vă scărpinați, să duceți mâna pe după ceafă și să vă... Nu e mai simplu să vă scărpinați acolo unde vă mănâncă? Și ne-a zis, Doamne, astea sunt vorbele unui academician. Și de la această vorbă simplă ne-a zis să nu rătăciți. Mergeți pe calea bătătorită pe care au mers părinții și bunicii voștri, pentru că pentru a aprofunda frumusețile ortodoxiei românești, nu va ajunge o viață. Ori părinții dumneavoastră n-au greșit, bunicii dumneavoastră n-au greșit. Avem o biserică mărturisitoare, o biserică care a pătimit cu preoți, cu ierarhi, cu intelectuali în temnițele comuniste. O biserică care a născut sfinți. Și stăteam și mă gândeam, oare noi cei de astăzi realizăm că trăim într-o biserică pe care multă lume o admiră, într-o societate românească, așa cum este ea, numită Grădina Maicii Domnului. De unde copiii pe care dumneavoastră îi naște și îi creșteți cu atâta grijă, cu atâta candoare, cu atâta ocrotire, asemenea Maicii Domnului pentru pruncul Iisus Hristos, pentru pruncul dumnezeesc, și ei mai târziu, copiii aceștia, au menirea de a deveni sfinți. De multe ori vedeam în peregrinările mele câte mănăstiri, tinere mame care țineau copiii de mână și vorbea cu Maica Domnului și încredințează ce Maica Domnului, ce îți încredințezi pruncii mei ca să-i crești și să-i ocrotești. Eram foarte impresionat, foarte mișcat de acele momente. Când vezi o mămică tânără că ține copilul la piept și îl duce în fața icoanei și îl închină și pe urmă îl pune pe cel mic să sărute cu gurița lui. Icoana sunt momente de mare sensibilitate și cu adevărat Maica Domnului îi ajută și îi ocrotește. Așa s-a arătat și în Vlaherne, în Biserica Vlahilor din Constantinopol, că Maica Domnului stă și se roagă pentru noi. Când eram mici și făceam prostioare, mama ne certa și spunea să știți că voi atunci când mâncați, Maica Domnului stă în genunchi pentru voi. Ne gândeam noi, zic, Doamne, Maica Domnului stă în genunchi să se roage pentru noi. Și așa am crescut, încet, încet, încercăm să înțelegem mai mult din taina aceasta a mântuirii, cum că Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L îndumnezeiască. E foarte greu în vremurile acestea dificile să nu-ți pierzi mintea, să nu alegi după chimere, pentru că suntem oameni și dacă uităm ai cui suntem, de unde venim și către ce trebuie să ne îndreptăm noi, familiile și societatea românească, cădem ușor și nimic mai dur decât împietrirea sufletească, nesimțirea aceasta să trăiești într-o indiferență și într-o aroganță. Mă uitam de multe ori în anumite dezbateri care se poartă în mediile virtuale și pe internet și așa mai departe și vin fel și fel de persoane autosuficiente și cunosc tot și știu și dau sfaturi și mă gândeam, Doamne, de unde atâta aroganță ca să ai sentimentul că știi tot? Când oamenii mari și i-ați văzut și dumneavoastră pe unii sau alții s-au ridicat de jos de la firul ierbii și au ajuns academicieni și întotdeauna știu să tacă, să asculte, să dea o povanță, să dea un sfat, ne risipim. Ori participăm la viața bisericii, la viața liturgică, știind că suntem fii și fiice ai bisericii, noi trebuie să trăim după rânduielile acestea îndătinate. Adică să ne spovedim, să ne împărtășim, să ne facem cercetarea cugetului, fiecare dintre noi, să vedem cât de departe suntem de sensul existenței noastre. Vedeți că de multe ori se face foarte repede târziu în viață. Și te uiți în urmă și spui, Doamne, am 50 ceva de ani, am 70 și ceva de ani, voi mai apuca ca cei de altă dată? Am cunoscut ierarhi, erau la vârsta de 90 ceva de ani. Gherasim Cristea, 96 de ani, Eftimie Luca de la Roman, Patriarhul Teoctis, fie toți aceștia și mă uitam.
Și mă întrebam, sigur, cum au ajuns ei la vârsta asta. Și atunci a zis vorba aceea, în biserică nu există bătrâni, ci doar tineri de vârstă diferită. Și într-adevăr, vezi oameni care sunt tineri cu spiritul și până în ultima clipă a vieții. Cum să ne ferim copiii de nebunia aceasta a lumii? Nu vedeți că toate aceste curente progresiste, neomarxiste, pe care biserica, prin teologii lor, le sesizau și le condamnau, nu fac decât să ne deruteze tineri. Să-i ducă într-o zonă a pierzării de sine, a indiferenței religioase, a consumului de droguri, a sexualității exagerate și așa mai departe. Foarte mulți părinți nefericiți își pun întrebarea de ce au ajuns copiii lor să meargă pe căi greșite. Greu să judeci și să găsești un răspuns. Lumea era altfel în copilăria noastră. Oamenii în vârstă ne dădeau sfaturi, ne îndemnau să mergem la școală, să... Acum, cei care promovează o societate de consum, într-o societate consumeristă, cum spunea și Patriarhul Daniel într-unele din intervențiile sale, tineretul de astăzi vrea câștiguri facile, ușoare, rapide, nu mai este obișnuit să rabde, să aștepte, să se formeze, să învețe, să facă răbdare. Ei funcționează cu viteza cu care funcționează gadgeturile lor. Și e foarte greu să le mai reții atenția, pentru că ei sunt sureșcitați de gadgeturile, de tehnologie și așa mai departe. Ori noi, cei care suntem în biserică, trebuie să ne rugăm și pentru cei care nu știu și nu pot să se roage, pentru că și ei sunt ai noștri și Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut. Cei care stau așa pe tușă și privesc către biserică și spun ce trebuie să mai facem, cum să educăm societatea, să lăsăm tineretul să se sexualizeze, să introducem educația sexuală și așa mai departe, versus scoaterea religiei din școală. Și ați văzut câți promotori ai progresismului și ai ideologiilor neomarxiste zăpăcesc tineretul de astăzi. Noi trebuie să rămânem în biserică, pentru că în biserică ne formăm de plin. Biserica este maica noastră sămoșească și avem o biserică puternică, dinamică. Poate în copilăria dumneavoastră vedeați biserica de pe deal din sat, de acolo, și ajungeați greu către biserică. Am niște prieteni din zona Moeciu Bran și merg prin satele alea pe acolo, prin văile și pe dealurile de acolo, și văd niște sate, peștera, și mă uit cât de departe este biserica de sat, de casele care au mai rămas, școala unde merg copiii, fac zeci de kilometri ca să meargă iarna și vara ca să învețe carte, să învețe școala. I-am luat cu mașina de teren și i-am dus și îi trăgeam de limbă să-mi povestească. E impresionant că se petrec astăzi astfel de lucruri în școală. Sunt sate încă izolate, care nu au școli, care nu au grupuri sanitare, și te întrebi de ce societatea românească nu s-a schimbat așa cum trebuia să se schimbe. Să știți că biserica pe care o condamnă mulți, și se fac emisiuni despre biserică, despre preoți, despre erași și așa mai departe, face foarte multe lucruri pe care nu le vedeți la televizor și pe sticlă. Gândiți-vă într-un cătun din ăsta izolat ce lucru extraordinar face preotul sau popa, cum se spune la țară acolo, pentru copiii aceia. La noi în sat, la Poale de Munte, cum spunea cântecul, preotul satului a ridicat o biserică în comunism peste biserica veche mănăstirească. Autoritățile îl întrebau, dar ce faci, părinte, mă, aici ridici biserică, știi că nu e voie? Și el era foarte respectat, pentru că era un mare cărturar. Și a zis, nu... O,
ocrotesc pe asta veche de 300 de ani și uite, construiesc peste ea, așa cum a construit Părintele Min aici. Și până să se dumirească autoritățile, el a ridicat cea mai frumoasă biserică de pe Valea Prahovei. În vremea aceea a scos biserica bătrână de bârnă dinăuntru și fermă a făcut corală, a dat la școală pe Marin Constantin, l-a ținut la seminar și la facultate, la conservator, cel care a devenit dirijorul corului faimos în întreaga lume, corul Madrigal. Era preotul nostru de o frumusețe la 90 și ceva de ani, distins. La el în curte, într-o casă veche, bătrânească, era un privilegiu să stai, să asculți intelectualii cum vorbesc despre artă, despre muzică. Oamenii aceia înțelegeau cuvântul tihnei și al liniștii, al siestei, după amiază. Și oamenii de astăzi sunt agitați, sunt în grabă, sunt prea grăbiți și nu-și mai găsesc timp să stea cu ei înșiși. Să fie așa ca Marca Aureliu, filozoful, și să îți rostești niște cuvinte către tine însuți sau către tine însăți. În cazul femeilor se întreabă, ce-am făcut cu viața mea? S-a făcut repede târziu în viață. Am educat copiii, le-am contrapus pseudovalorilor, adevăratele valori care țin de neam și de țară, de familie, și grele vremuri am ajuns să trăim cu toții. Și părinții care au scris Patericul, Lapsaiconul, Limonariu, spunea că vor veni vremuri foarte grele în care oamenii asemenea păsărilor vor zbura, dar nu se vor putea ridica din apă, vor fi cu picioarele tot în apă și vor bate apa cu penele, cu aripile. Și cineva a întrebat, ce înseamnă asta? Zice așa, prin greutăți, prin încercări, se vor mântui. Vor fi la suprafață. Știți că din țara noastră și din mănăstirile noastre au plecat foarte mulți tineri în Sfântul Munte Athos, unde se roagă nopțile în priveghere. Știți că am avut foarte mulți români sfinți acolo. Pe 10 martie s-a mutat la ceruri un proroc, Părintele Iulian, de la schitul românesc Prodrom. Am cunoscut și noi în Sfântul Munte călugări români care au plecat din țară, dar au rămas cu dorul și cu credința în neam și în țară. Și de acolo primim în continuare și astăzi povețe de la părinți, sfaturi, tipăresc broșuri și cărți. V-ați întrebat vreodată dumneavoastră, cei cărora uneori vă e greu așa să țineți casa, să faceți bugetul familiei, coșul zilnic, trezit copiii, îmbrăcați, șterși, spălați și duți la școală, aduți într-o rutină de-asta de zilnică și de o viață, v-ați întrebat atunci când vă e greu, cum i-o fi Părintului Mina, că el e singur aici și ține mănăstirea asta frumoasă, plină de flori și de... M-a sunat zilele trecute și m-a ținut vreo oră la telefon. Era atât de vesel și îmi povestea cum a pus panouri electrice, cum a devenit prosumator și zic, ce e aia? E, vând curent la stat. Păi și cum ai ajuns performanța să iei tu bani statului? Da! Și dă-i și povestește și zice, dacă vii la mine, zice, ce, pe Calea Victoriei nu e iluminată, dar în curte la mănăstire, de la panourile solare, să vezi. Și ai zis, Doamne, că se bucură omul ăsta de mănăstioara lui. Și pe urmă, după ce a trecut de la lucrurile astea pragmatice, a zis, acum am văzut eu cum să rezolvă toate problemele. Mi-am luat toți preoții care vin, pe Părintele Antonie, pe Părintele Ionos, pe diaconul Robert Bratu, și am început să băgăm slujbe de noapte. Nici nu terminăm bine slujba dimineața, că se mai aprobă ceva, mai vine un ajutor, mai vine un titor de la Maramureș, mai vine familia Giurgiu de la Moeciu. Și uite așa, și am zis, băi, e nădejde, dacă ai credință. Dar dacă ți-ai pierdut credința, ai pierdut tot. Ai pierdut tot. Dacă ai ajuns rutinant și plictisit și nu mai crezi în ajutorul Maicii Domnului, păi câte minuni se petrec. Da, povestesc părinții în Sfântul Munte cum li se arată Maica Domnului și cum trăiesc acolo săracii, ei nu mănâncă carne, postesc tot timpul, ajung la vârsta de sute de ani doar cu semințe și cu cele de pământul acolo.
Oameni buni, suntem într-o mănăstire unde vedem lucrarea Maicii Domnului. Aici au trăit cândva, în vremea lui Mircea cel Bătrân, călugări puznici care s-au retras la Sfântul Munte Athos. Și în vremuri de prigoană, mănăstirea a fost distrusă, au rămas doar ruinele și unde stați dumneavoastră acum se cheamă Valea Călugărilor. Deci stăteau călugării pe valea asta și se rugau neîncetat. Unei nebuniei, unei lumi contemporane, noi putem să-i contrapunem frumusețea unei vieți de familie, a fiecăruia dintre noi. Să avem pravilă, să avem rugăciune, să postim, să creștem copiii în credință. Ca într-o enclavă, în familiile noastre și în mănăstirile noastre, în parohiile, în comitetele și în consiliile parohiale, să ocrotim copiii și să nu diluăm substanța aceasta a moștenirii spirituale, să o transmitem mai departe, să nu fim veriga aia slabă, care cedează la orice încercare. Și copiii noștri, când vor crește mari și vor ajunge să înțeleagă, și atunci când se așează și ei, se căsătoresc, au proprii copii, încep să se înțelepțească și abia atunci înțeleg ce i-ai spus ca părinte și ca bunic. Noi trebuie să ne rugăm mult, să nu cădem în apatie și în indiferență, pentru că vedem multă indiferență și multă deresare. Nu știți cât mă bucur eu când copiii dumneavoastră vin și dau admiterea la seminar, la facultate, când îi căsătorești, când le botezi copiii și când vezi puiul ăla de om mic, că îl îmbisericești și îl atingi de icoane, simt o bucurie infinită. Eu nu sunt în formă maximă, că altfel vă țineam vreo 2-3 ore. Sunt foarte tulburat că am pierdut un prieten bun, un preot tânăr de 50 de ani, zile trecute și ne tot întrebăm ce am fi putut să facem să-l ajutăm. Mai bine de 30 de ani din viața mea s-am plătit cu viața lui și a familiei sale și am fost împreună la școală, la Salonic, la doctorat și mă uitam cum pleacă omul. Cel mai mare dar este cel al vieții, faptul că încă trăiți. Puneți-vă ordine în viață. Alea cu moștenirile mai târziu, încolo, că oricum au grijă copiii să-și ia și singuri ceea ce cred că le aparține. Puneți-vă ordine în viață și în suflete, rugați-vă, iertați pe toată lumea, pomeniți pe toată lumea și țineți de biserică, cum zicea cineva, ca să nu rătăciți. Că aici este un tezaur și o hrană și o mană cerească din care vă puteți hrăni în fiecare clipă a vieții dumneavoastră. Sunt atât de înalte învățăturile Sfinților Părinți, încât fiecare sfat și povața lor, dacă o citești, te hrănește o zi întreagă, dacă nu chiar o viață. Îi mulțumim Părintelui Stares că ne-a primit și anul acesta. Aveți parte de zile frumoase, așa cum vă este sufletul și cum vă este viața. Vă spunem la mulți ani că astăzi este ziua dumneavoastră a fetelor, a mamelor, a bunicilor. Aceasta este adevărata sărbătoare a Maicii Domnului. La Maramureș avem și noi niște fete de la Maramureș care s-au măritat la noi cu preoții noștri. Și Doamne, cântă așa de frumos la biserică, pricesnele, cum numai Maramureș se cântă. Și oameni harnici, săptămânile trecute a venit un preot de la Maramureș pe care îl iubesc eu foarte, foarte tare. Să fiți sănătoase! Și uite, opincile sunt zgătite așa cum era altădată. Mare lucru să transmitem credința aceasta, portul și să le menținem. Anafură să duceți la familie, să duceți toată dragostea noastră la Maramureș. E cald și frumos acolo la Maramureș. Pe vremuri, să știți, când veneau Habsburgii și dădeau foc la biserici, în vremea lui Bucov, generalul, și a Mariei Tereza, oamenii începeau să-și construiască nu doar cășile din lemn, cum zic ei, pentru prunci, dar și ridicau și bisericile. Și pentru că n-aveau icoane, că erau arse, începeau să-și picteze pe glajă sau pe sticlă icoanele. Așa s-au născut, spune academicianul deja amintit, Virgil Clândea, icoanele pe sticlă, icoanele vechi, pe glajă.
Hai să fiți sănătoși. Vă mulțumim, preasfinția voastră. Sincer să fiu, este cel mai greu examen când mă puneți aici. Nu mi-a fost greu ce am făcut până acum, ca să mai spun câteva cuvinte. Într-adevăr, toți ne-am regăsit în toate sfaturile și învățăturile pe care ni le-ați spus. O zi mare, o zi frumoasă. Iată, Maica Domnului este împărăteasa cerului și a pământului și rânduiește ceea ce trebuie să se rânduiască, pentru că credința oamenilor, a poporului, a oamenilor simple, va rămâne dintotdeauna plăcută înaintea lui Dumnezeu. De aceea, noi știm multe, dar trebuie să facem din ceea ce știm și să ne rugăm mai mult. Vremuri grele, ispite, provocări, este și bine. Nu trebuie să zicem că în vremurile astea este rău. Este și bine, avem confort, avem de toate, ne îmbrăcăm, ne parfumăm, mirosim frumos, da? Dar sunt și ispite. Omul, noi ar trebui să-l mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat și noi să ne îndreptăm să fim mai buni, adică să ne rugăm. Și eu vreau să vă mărturisesc că de 2 luni de zile, cu mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea preasfințitului nostru, am început să facem un program de slujbe la miezul nopții. Lucrul acesta eu îl aștept de multă vreme, adică de vreo 15 ani de când sunt aici, și tot timpul a fost câte ceva, dar iată că a venit timpul încât să ne oprim, o să mai facem, dar să ne oprim de a alerga pentru lucrurile acestea ale vieții și să ne rugăm mai mult. În tot timpul când mă întâlneam cu oamenii, spuneau că nu poate să vină, că sunt plecați, că au treabă, iar acum am spus eu, trebuie să le oferim să ne găsească în biserică, nu numai o dată pe săptămână, cum era rânduiala până acum, ci în fiecare noapte. Și acum, cu mila lui Dumnezeu, avem în fiecare seară la miezul nopții rugăciune, unde trebuie să ne întâlnim și noi și voi și toată lumea. Dacă nu ne vom ruga, vom vorbi degeaba. Fiindcă atât de deștepți am fost de 30 de ani, încât suntem atât de bine astăzi. Da, trebuie să fim credincioși, trebuie să fim supuși bisericii, duhovnicilor, a lucrurilor frumoase, a faptelor bune și încă ceva, să te cunoști. Noi nu prea ne cunoaștem. Știm multe, dar pe noi înșine nu ne-am ajuns să ne cunoaștem. Și cea mai simplă întâlnire a te cunoaște, fiindcă dacă o să ne cunoaștem, nu o să mai greșim așa mult. Din cauza că nu ne cunoaștem, uităm că am fost cândva săraci și astăzi avem ce avem și uităm să ne rugăm, uităm să facem lucruri bune, uităm să fim buni, uităm să plângem, uităm să fim oameni, uităm să avem credință, uităm și uităm. Așa că ne oprim, gazdă noi fiind, truda și osteneala și dragostea frăților voastre de departe. Iată, băbuțele mele a venit tocmai de la Săliște, departe de noi, dumneavoastră la fel. Noi ne-am pregătit, în cinstea Maicii Domnului, să vă punem la masă și să vă bucurați de această zi minunată și frumoasă. Să fiți sănătoși și Doamne ajută!